Gentlemen, doamna președintă Cătălina Bozianu, bun găsit, dragi colegi. Așa este, este cu toată altă senzație să vorbești în fața oamenilor decât atunci când ești la televizor și ca să vă demonstrez faptul că am emoții, da, mi-am notat câteva idei aici pe această frumoasă hârtie. Așa cum vă spuneam, candidez la primăria orașului Breaza. Am fost jurnalist 25 de ani, sunt antreprenor de aproximativ 20 de ani, am un grup de firme, slavă Domnului, care funcționează foarte bine în București. Și am făcut pasul acesta, m-am retras la Breaza. Trebuie să-i mulțumesc încă o dată doamnei Cătălina Bozianu, pentru că ea este cea care, într-o discuție de aproximativ 5 minute, m-a convins să intru în politică. Mi-am dat seama că stăteam degeaba acasă și lăsam aceiași oameni care au mai fost pe la primăria din Breaza să ne facă să mai pierdem încă 4 ani. Să vă explic pe scurt, că nu vreau să vă acaparez prea mult atenția. Avem un om care a fost viceprimar 4 ani, a fost primar apoi alți 4 ani, în total 8 ani, acolo la Breaza. Candidează din nou, nu a făcut nimic. La fel se întâmplă și din alt partid, vorbesc despre PSD și PNL, sunt aceste două cazuri. Orașul Breaza, din păcate, a rămas cu mult în urma celorlalte orașe. Și am stat de vorbă cu oamenii din Breaza, împreună cu echipa mea de consilieri și cu domnișoara Alexandra Bran, care mulțumesc că este alături de mine. Am fost pe aproape fiecare stradă și toți ne-au spus același lucru. Nu mai vrem oamenii care au fost 8 ani aici și nu au făcut nimic. Vrem tineret care să vină să facă ceva, să schimbe lucrurile în bine. Dar atenție, nu orice tineret. Pentru că, da, avem și un contracandidat tânăr de la un alt partid, dar care, nu știu, mă rog, ce activitate profesională în administrație a avut. Ne trebuie oameni capabili care știu să facă lucruri bune pentru oraș, să vrea și să poată. Nu mă o să intru în alte detalii suplimentare, dar un lucru este cert, în Breaza s-a pierdut mult prea mult timp până acum. Și oamenii nu mai au răbdare, toți cei care mi-au ieșit în cale și am stat de vorbă cu ei m-au spus exact același lucru, că trebuie atrase fonduri europene, oamenii au nevoie de canalizare, sunt cartiere unde nici măcar gazele nu au ajuns. Breaza, să știți că are un potențial uriaș și nu este doar un oraș semi-turistic, pentru că, din păcate, nu poate fi comparat în momentul de față cu Sinaia. Dar putem să facem în așa fel încât Breaza să fie un reper pe harta județului Prahova. Avem foarte multe zone despre care lumea nu știe, zone care trebuie promovate. Este de asemenea nevoie în Breaza de mai multe locuri de muncă. Nu știu câți dintre voi știu, are o situație aparte acest frumos oraș. Sunt 5.800 de case de bucureșteni în Breaza și doar 5.100 de case de brezeni au mai rămas. Asta înseamnă că în weekend orașul este deja foarte plin, dar oamenii care vin acolo nu au niște zone pe care să le cunoască, unde să meargă, să facă, nu știu, un traseu turistic. Pentru că ați auzit cu toții de Trovanți, probabil, nu? Trovanții din Breaza sau de Crucea de pe Gurga. Îi se mai zice Crucea de pe Micul Caraiman. Sunt niște trasee superbe care pot fi puse în valoare, dar pe care până acum, din păcate, nimeni nu s-a gândit să o facă. Mă rog, cred că am vorbit deja suficient. Am înțeles că 3 minute îmi sunt alocate. Vreau să vă spun un singur lucru la final. Dacă vrem să schimbăm în bine lucrurile pentru oamenii din comunitățile în care trăim, trebuie ca în aceste 2 săptămâni care au mai rămas până pe 27 septembrie să ne implicăm la maximum în această campanie. Pentru că doar așa și doar așa o să reușim să creăm un viitor mai bun pentru oamenii cărora acum le cerem voturile. Vă mulțumesc!